Personalitatea mea e formată dintr-un complex de paradoxuri. Tristețe-i boala tinereții mele, aruncat în colțurile minții, chiar dacă n-am mintea pătrată. Am o conștiință pătată, care nu poate fi împăcată dacă durerea ce mi-a fost provocată n-a fost răzbunată. Am căutat nu să fiu înțeles, ci acceptat. N-am plecat la armată că m-am născut bărbat. Știu că sună cam stupid și nici măcar nu-i o lozincă de partid. Am dorit să merg într-un pas cu viitorul, dar m-am grăbit. Susțin rapul credincios, apoi zic amințit. Am obosit, ciudată stare, să știi care-i problema, dar să nu-i găsești rezolvare. Nu simt nimic, nu caut explicații. Singura mea problemă e cu mine, nici de cum cu alții. De asta știu când e cazul să mă retrag, când nu pot controla haosul din cap. Caut ocupație ca rușii, dar mi-e rușine, mă pun în situații delicate ca să mă testez pe mine. Eram gata să mor, n-aveam nimic de pierdut, nu mai voiam să lupt și acum brusc parcă am renăscut. Dar în altă formă, diformă, e greu de explicat ceva de care te-ai ascuns neîncetat. Nu exagerez, e un abis contrafăcut fără cauză. Îmi trebuie o pauză. Mediul ăsta mă deprimă, o continuă lipsă de stimul și stimă. Abund în contradicții, nu mă opresc să dezamăgesc. E de la sine înțeles că mă detest. Mă gândesc că trebuie să plec neapărat. Nu știu ce am de pierdut, dar în schimb știu ce am de câștigat.